Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem nuci, ciubercuțe, conuri de brat întregi. Ies întregi. O să le dăm și prin ciocolată astăzi. Așa. Vedeți și ciupercuțe. Și în ocușoare, date prin zahăr, prin ciocolată, prin ce doriți. Voi face în această formă, vedeți că are găuri și pe o parte și pe cealaltă. Pentru aceste prăjiturele, sau în ocușoare, ciupercuțe care ies gata întregi, vom avea nevoie de nucă prăjită și măcinată, 50 de grame. Apoi vom avea nevoie de un ou. Eu mi le-am pregătit pe toate aici. Așa. 6 grame de praf de copt. 70 de grame de unt. 70 de zahăr. 150 de lapte, 50 de grame de amidon, vanilie, un praf de sare, îl punem aici, apoi vom avea nevoie de 10 grame de cacao, dacă le facem cu cacao, dacă nu le lăsăm simple, dar eu astăzi le fac cu cacao și am să pun și 5 grame de nes de cafea. Așa e, să punem așa în față, să se vadă. Și le vom da prin ciocolată, ciocolată neagră. Într-o punguță mi-am pus zahăr pudră și o să le punem și o să le dăm prin zahăr pudră. Vom unge forma cu unt și le vom da prin ciocolată și prin nucă. Și eu astăzi am să încerc să pun și caise uscate în interior sau puteți pune și rahat. O să încercăm să vedem cum ies. Astăzi încercăm pentru prima dată. Așa. Și acum vom avea nevoie de un bol unde vom pune ingredientele. Așa. Și le vom pune pe toate și le vom cu un tel, le vom amesteca. Vom pune ouul. Cu zahărul. Așa. Un praf de sare. Vanilia. O punem pe toată, așa. Puteți pune și esența de vanilie. Și esența de rom puteți pune. Așa. Punem vanilia. Punem și laptele. Amestecăm. Untul am să-l topesc, îl pun în microunde și îl topesc acum. Așa, ce să le dăm deoparte. Și apoi vom avea nevoie și de făină, cam de 100 de grame de făină. Așa, nu am. Vedeți făină? Așa, vom lua de aici 100 de grame, circa. Așteptăm să se topească untul.
topit untul. Ia să vedem. Marcela. Această formă, eu sunt din Iași. Eu acum locuiesc la Roma și eu am cumpărat-o din Iași, de la bazar. Și se găsesc și în piețe. Sunt mai mult cei care vin din Moldova și vând la noi, le vând. Dar le găsiți, să știți că se găsesc și costă în jur de 45 de lei. Atât am dat pe ea. Și forma de coșulețe, eu am plătit-o 35, deci nu costă mult. Așa, punem și untul. Vă duceți în piețe sau în bazar că găsiți sigur. Și amestecăm. Așa. Punem după. Așa. Adăugăm și nuca. O punem pe toată așa aici. Acum am să pun și forma pe foc, cât amestecăm restul ingredientelor să se încălzească bine. Așa. Zahărul trebuie să fie topit în interior. Aici, să fie topit. Așa. Și acum adăugăm cacao, nesul, adăugăm și amidonul, praful de copt. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Ieri am făcut coșulețele umplute și astăzi facem... Am vrut să intru aseară, dar aici am soare și nu se vede când fac video. Și am preferat să intru astăzi. Așa, și amestecăm așa bine. Acum adăugăm făină, circa 100 de grame. Am să o cântăresc așa, să pun aici și cu o lingură. Așa. O să punem puțin câte puțin. Aici am 60 și amestecăm. Vedeți? 59, 60. Așa. Și amestecăm. Și dacă mai e nevoie, să mai adaug. Și să nu avem cocoloși. Așa, amestecăm așa bine. Compoziția nu trebuie să fie nici lichidă, dar nici tare. O punem cu lingura în forme. În formă. Așa. Amestecăm așa bine să nu avem cocoloașe. Așa, mai pun încă puțină făină, deci am pus 60, deci intră cam 100 de grame. Deci avem 60, punem încă puțină. Încă 40. Așa.
100. Am pus încă 100, se vede? Așa. Și dau deoparte. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Cam așa ar trebui să fie consistența. Așa. Așa. Dăm puțin deoparte și ne pregătim ciocolata. Aici am circa 50 de ciocolată și o pun tot așa să se topească la microunde sau pe baie de abur. Elena, pupici tuturor. Pun puțin la microunde, cam un minut. Încălzesc bine forma. Aici am puțin unt și o să punem, în formă. Așa amestecă. Vedeți că din ce în ce se îngroașă cu cât stă. Absoarbe laptele bine, făina și ouul. Așa, deci cam așa trebuie să fie consistență. Ia vezi. Așa. Ia să vedem ciocolata. Încă puțin. Am să pun aici pentru formă, să pun în formă fierbinte. Aici am ciocolata, să vedem dacă s-a topit. Ia uite. Așa, i-am pus-o întreagă. Cred că mai trebuie să mai stea puțin, încă puțin. Să o topim bine. Gustați, gustați tot timpul să vedeți dacă este bună de zahăr. Dacă credeți că eu am pus prea puțin, mai adăugați puțin de zahăr. Sau dacă este prea dulce, compoziția, îmi puneți mai puțin. Și ea să fie aromată. Așa. Scotelul. Vedem ciocolata. Și amestecăm în ciocolată. Așa. Și o să dăm prin ciocolată lucrușoarele noastre. Cine dorește, bineînțeles. Așa. Am topit și ciocolata. O dau deoparte. E fierbinte, ia să o punem pe unul. Așa. O punem așa aici, o dau deoparte. Îmi aduc formă. Cred că s-a încălzit. Și ungem bine, bine, bine. Și să știți că dacă aveți formele noi, cam prima dată, a doua oară,
se lipește și după aceea e totul în regulă. Dau deoparte și acum punem din nou. Așa, am să pun mai puțin. Punem 5 percuțe. Așa. Și acum punem pe foc din... Așa. Și vedem dacă este cea umplută cu... Vedeți? Este cea umplută cu... cu caise uscate. Puteți pune și rahat. Întoarce. Și lăsăm. Acestea sunt umplute, vedeți? Așa, să știți că merg și umplute. Așa, ia să vedem ciocolata. Dacă mai e nevoie, o mai încălzim. Încă este bună. Uitați-le, acum am ieșit. E să le întorc așa. Sunt moi, moi, moi. Așa, ia să mai facem câteva. Dacă aceasta s-a rupt. Punem unt. Așa. Și acum punem umplutura. Deci din această compoziție mi ies cam 3 forme dintr-un nou. Și în nucușoare am să pun câte o bucățică de caise sau jumătate de o bucățică de rahat. Ia uitați, avem caise. Așa. Și am să pun așa câte o jumătate și apoi deasupra pun din compoziție. Sau puneți rahat. Sau stafide. Așa.
că iarăși am pus mult. Așa, și punem pe foc. Și ia să vedem aici. Ia uitați cum au ieșit. Așa. Nu cu șoarele, ci percuțe. Așa, ia uitați-le. Și acum. O să amestecăm așa ciocolata. Voi lua cipercuța și o voi băga așa în ciocolată. Și acum o dăm prin nucă. Ia uitați. Așa. Și aceste cipercuțe micuțe tot așa băgăm în ciocolată. Mai întâi pe cea mare. Dăm prin nucă. Și pe cea mică, dar imediat să întoarcem să nu arde. Așa. Și pe cea mică punem așa cu lingurița puțin deasupra. Și o dăm prin nucă. Vedeți? Așa. Nucușoarele le putem da prin zahăr, vedeți? Aici am o punguță cu zahăr și le pun așa în pungă. Și acum și le scoatem. Încercăm cu scobitoarea. Mai las puțin. Mai dăm o ciupercuță prin ciocolată. Ia uitați. Așa. Aceasta s-a rupt. O mâncăm. Așa, și le punem așa aici. Ia să le vedem dacă se desprind acestea. Dacă s-au lipit sau nu. Așa. Închidem aragazul și forma. O lăsăm să se răcească și după aceea o spălați. Nu o băgați în apă rece de acum. Așa, ia uitați. Așa. Și nucușoarele le pun așa aici, cât sunt încă calde. Cipercuțele le dau prin ciocolată. Le așezăm așa aici. Așa. Ia uitați-le. Cipercuțele. Și le punem așa aici. Și conurile le dăm așa cu ciocolată. Așa.
uitați cum arată. Sunt mai mai și pufoase. Sunt bune, bune, bune. Așa. Prăjiturele pentru sărbători. Prăjiturele, să încercați rețeta. Eu am spus toate ingredientele la început la video. Mâine am să intru din nou în direct. Dacă aveți întrebări, îmi lăsați în comentarii. Îmi lăsați în comentarii ce ați dori să facem în direct. Așa, ce prăjituri v-ar plăcea să facem, să le vedeți. Și eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și că mă urmăriți. Și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață. Vă pup, o zi frumoasă în continuare. Pupici, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Și vă mulțumesc din suflet, din suflet. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături și că mă urmăriți. Pupici, o zi frumoasă, la revedere! Pupici!